Bună, sunt Elena și bine v-am găsit sau regăsit pe canalul meu. Astăzi vă vorbesc despre volumul Cazul Marchizului Dispărut, semnat de Nancy Springer, volum ce face parte din seria Enigmele Enolei Holmes. Cartea apare în anul 2006 și la noi este tradusă în 2019 la editura Humanitas Junior. Pe această cale vreau să le mulțumesc prietenilor de la editură pentru volumul pe care mi l-au oferit. 1888, Anglia victoriană. Enola Holmes, o fetiță de 14 ani, se trezește cu un cadou ciudat lăsat de mama ei de ziua ei de naștere și cu vestea că mama a dispărut. Mama Enolei este o femeie excentrică ce nu are de gând să se supună normelor sociale, astfel încât la început Enola nu își face griji. Atunci când mama întârzie să apară, Enola apelează la fratele ei mai mare, nu altcineva decât Sherlock Holmes. Bărbatul se întoarce la casa părintească și descoperă că mama a dispărut în niște condiții ciudate și că sora lui nu are deloc parte de o educație aleasă. Decide să o trimită pe Enola la pension, unde aceasta să beneficieze de o educație potrivită pentru vârsta ei, fapt care o supără pe Enola. Tânăra decide să-și ia soarta în propriile mâini, fuge de acasă și decide să descopere de una singură încotro a plecat mama. Cazul Marchizului Dispărut de Nancy Springer este un roman foarte antrenant care te face să uiți cum zboară timpul. Enola Holmes este genul de personaj de care te îndrăgostești de la prima pagină, atât datorită felului ei de a fi, cât și datorită inteligenței sale, atât de necaracteristice pentru femeile din epoca în care trăiește. Fără a fi o persoană neplăcută, Enola se revoltă împotriva limitărilor pe care le are în calitate de copil dintr-o familie bună, se revoltă împotriva normelor sociale, dar și a modului în care este văzută de către fratele său, ca o fetiță naivă. Pe parcursul aventurilor sale, Enola dă dovadă de curaj, de capacitatea de a se adapta în niște condiții total străine ei, dar dă dovadă și de capacitatea de a rezolva niște mistere într-un mod ingenios. Mi-a plăcut dinamica între ea și Sherlock. De obicei, nu mă dau un vânt după cărți unde autorul introduce în narațiune un personaj creat de un alt scriitor, însă Nancy Springer reușește să îl implice pe Sherlock Holmes în acțiune fără a-i altera imaginea și fără a încerca să rescrie personajul. Cazul Marchizului Dispărut este un roman pe care îl recomand cititorilor de toate vârstele, cititorilor pasionați de Anglia victoriană, de romane polițiste, de mistere rezolvate ingenios și de personaje carismatice. Atât pentru astăzi, să aveți o zi cât mai frumoasă! Pa, pa!